Proiectul de ratificare a acordului de împrumut dintre Republica Moldova și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în vederea realizării proiectului Eficiența energetică în Republica Moldova va fi prezentat spre aprobare în plenul Parlamentului. Comisia Economie, Buget și Finanțe a aprobat raportul. Ratificarea acordului va permite Republicii Moldova să acceseze un împrumut din partea BERD în valoare de 30 de milioane de euro pentru realizarea proiectului de eficiență energetică. Proiectul Eficiență Energetică în Moldova este orientat spre reabilitarea energetică a fondului imobiliar cu performanță energetică scăzută, în primul rând a clădirilor publice deținute sau administrate de autoritățile publice centrale și locale, cu accent pe instituții de menire socială. Durata de implementare proiectului este planificată pentru perioada anilor 2022-2025, iar termenul de valabilitate a acordului cu BERT va fi de până la 15 ani, cu perioada de grație de 4 ani. Valoarea totală a proiectului Eficiența energetică în Republica Moldova este 75 de milioane de euro, inclusiv în promutul BERT cu un credit din partea Băncii Europene pentru Investiții și partea de grant.